Bine ați venit la atelierul Orarul Meselor, cina, de data aceasta, în timpul școlii de acasă. Sunt dr. Veronica Mucanu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași și mă bucur să ne reîntâlnim, eu și invitații mei, împreună cu foarte multe activități interesante pentru copii, pentru părinți, pentru bunici și pentru profesori. Vă rog să chemați copiii în prima parte a atelierului pentru că v-am pregătit niște surprize, niște jocuri și aceste surprize vor fi prezentate de două doamne profesoare de la ciclul preșcolar, Sorina Rotundu, și de la ciclul primar, doamna Gabriela Știfiuc. Se vor prezenta încă o dată în atelier. Astfel încât le dau lor cuvântul. Rămâneți cu noi! Bună seara, dragi copilași! Numele meu este Rotundu Sorina, sunt profesor la grădinița cu program prelungit numărul 4 din Iași și astăzi, împreună cu Subțirel Mijlocel și Voinicel, vă voi prezenta câteva trucuri pentru a crește frumoși, sănătoși și voioși, precum prinții și prințesele din povești. Primul secret important pe care trebuie să-l știți, dragi copii, este acela că trebuie să mâncați din toate alimentele. Nici prea mult, nici prea puțin. În special, trebuie să mâncăm alimentele sănătoase, precum legumele, fructele, cerealele, lăptișor, prânzică și trebuie să bem multă apă. Traista cu sănătate conține numărul exact de porții pe care noi trebuie să îl mâncăm. Astfel, trebuie să știți că pentru ca alimentele să-și dovedească superputerile, avem nevoie de cât mai multe porții de cereale, mazăre, porumb, legume, fructe și de cât mai puține dulciuri și alimente nesănătoase, precum crem, vâști, sălămiorul. Cu siguranță ați văzut că în tristuță găsim și câteva articole sportive, precum mingea, paletele, da? Acestea sunt pentru a ne reaminti cât de importantă este activitatea fizică. Dar despre acest lucru vom vorbi puțin mai târziu. Știți voi, dragi copii, care sunt superputerile pe care mâncarea sănătoasă ni le oferă cadou? Prima superputere este energia de a ne juca, de a fi veseli. O altă superputere este cea de a ne lupta cu răcelile, cu bolile, de a ne face bine repede. Iar o altă superputere este cea de a crește în înălțime, precum mămicile și tăticii noștri. Un alt secret important este că trebuie să evităm să mâncăm multe dulciuri. Dulciurile ne strică dințișorii și, deși pe moment ne fac să ne simțim energici și agitați, după puțin timp ne vom simți foarte obosiți și ne vor lipsi de energie, superputerea numită energie. Pe de altă parte, când vrem ceva dulce, ar trebui să luăm un fruct, pentru că ne vor reîncărca cu superputerea numită energie și acestea au multe vitamine. Vitaminele sunt niște prietene speciale ale corpului nostru. În această imagine puteți vedea cum lupul i-a păcălit pe doi dintre iezișori ca să bea sucuri acidulate și cu mult zahăr. Vedeți cât de obosiți sunt ieduții care l-au ascultat pe lup și au băut suc? În timp ce ieduțul care a ales să dea apă este super puternic și super voios. De aceea, luați aminte, dragi copii, să beți apă, pentru că apa este prietenă cu organismul nostru și ne face bine. De asemenea, putem bea uneori și ceiuț sau compot de fructe. Pentru a vă lămuri mai bine, haideți să vă povestesc pățanea ieduților cu lupul. Într-o zi, când se duceau spre școală, doi dintre cei trei ieduți au fost păcăliți de lup care avea traista plină cu sucuri acidulate și cu mult zahăr să bea suculeț. În timp ce Subțirel, iedul, a preferat să bea apă așa cum i-a spus capra. Acesta, la întoarcerea spre casă, era încă plin cu energie, în timp ce Mijlocel și Voinicel erau foarte însetați și se simțeau obosiți. Deci, nu uitați, apa este vitală.
este singura care astâmpără setea și ne păstrează sănătatea. Așa cum vă spuneam și mai devreme, mișcarea este foarte importantă. Trebuie să faceți gimnastică, să vă jucați, să vă plimbați cât mai mult și să evitați să stați în fața calculatorului, a televizorului sau a tabletei. În continuare, Trestea cu sănătate ne învață care este formula magică pentru o cină reușită. Pentru început, haideți să vă explic cum arată o farfurie fericită la cină. Uitați aici o farfurie fericită pregătită de capră pentru iezișorii ei. Haideți să ne imaginăm că farfuria este o pizza. Pizza nu este foarte sănătoasă, da? O pizza tăiată în 4 felii de aceeași mărime. O felie ar fi reprezentată de cereale, de porumb și celelalte și cea de-a doua felie va fi reprezentată de legume, a treia felie de pizza va fi reprezentată de fructe, iar ultima felie va fi reprezentată de lăptic, iaurt, brânzică. Uitați aici două exemple de farfurii fericite pregătite de capră. Să recapitulăm. La cină putem consuma fructe, legume, lăptic, brânzică, iaurt, putem consuma de asemenea cartofiori, orez, porumb și în continuare capra ne prezintă niște lucruri mai complicate și anume ce înseamnă o porție din fiecare aliment. În această ilustrație, Trestea cu sănătate ne invită și pe noi la cină și ne oferă ocazia să ne creăm singuri o farfurie fericită. Astfel, dacă ar fi să îmi aleg eu farfuria fericită pentru cină, ea ar arăta așa. O mână de cireșe, o mână de roșii, o chiflă cât un pumn și două degețele de cașcaval. În continuare, Trestea cu sănătate vrea să ne ajute să ne dăm seama când ne este foame și când ne-am săturat. Atunci când simțim așa că stomacelul nostru este gol și ne simțim fără energie și mai auzim și niște zgomote așa ciudate și amuzante prin butică, că ar fi timpul să luăm o masă sau o gustare. Trebuie să mâncăm până când ne simțim sături, nu până ne simțim plini, obosiți și abia mai putem respira. Și foarte important, țineți minte, în timpul cinei nu este voie să ne uităm la televizor sau să citim cărți. Trebuie să ne bucurăm de masă, să mestecăm bine fiecare înghițitură și să ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem alături de familia noastră. Haideți să vedem ce rutină de seară ne recomandă acum cei trei eduți. Trebuie să luăm o masă ușoară cu 2 ore înainte de a merge la culcare. Trebuie să facem baie sau duș. Trebuie să ne spălăm pe dințișori. Trebuie să evităm să ne uităm la televizor, așa cum am spus și mai devreme. În schimb, este bine să citim, să ascultăm povești și muzică liniștitoare. Pentru a crește mari și sănătoși, trebuie să ne culcăm cât mai devreme, dacă se poate chiar pe la ora 8. Și să dormim aproximativ 11 ore. Știți de ce este important să dormim? Este important să dormim pentru că atunci noi visăm, memorăm, ne reîncărcăm bateriile, creștem, ne relaxăm și devenim mai puternici. Acum să ascultăm o ghicitare. Cu cățel și știfuță, trante frunze se uscoată, roșie sau albă, o ghicești îndată. Să vedem, ați ghicit? Este vorba despre ridiche, bineînțeles, dragii mei. Unii îl beau când sunt bolnavi, alții de plăcere. Unii îl beau cu biscuiți, alții îl sucești cu miere. Acesta este? Este. Despre cine este vorba? Despre lăptic. Ce mai dulce și mai dulce și ce îmbuzăneți se aduce? Despre ce să fie vorba, copii? Despre miere, bineînțeles. În continuare, vom juca un joculeț numit Ce să mănânce subțirel, mijlocel și voinicel la cină. Voi pune linkul după ce voi prezenta joculețele în chat. Haideți să vedem. Ce să mănânce? Haideți să ajutăm pe capră să pregătească cina pentru eduți. Să mănânce un măr? Bineînțeles, mărele sunt dulci, gustoase și pline de vitamine. Să mănânce niște mâncărică de ardei? Da, să mănânce. Să mănânce prăjituri? Nu, am spus că țică dințișorii, deci nu sunt bune. Da, cartofior, ce spuneți? Gogoșele? Nu, nu este bine. Dar lăptic? Da, putem să bem lăptic la cină. Foarte bine. Acum, dragi copii,
Toate răspunsurile sunt corecte. Minunat! V-ați descurcat foarte bine! În continuare, vom mai face încă un joculeț. Vom separa alimentele sănătoase de cele nesănătoase. Veți face asta singurei la final, da? Și vom mai face încă un joculeț pe Kahoot. O să vedeți, este vorba despre rutina de seară a ieduților și, bineînțeles, a voastră. Să vedem ce este bine și ce nu este bine să facem. În continuare, va prezenta colega mea. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Bună seara, dragi copii, părinți, bunici, profesori, colegi de-ai mei dragi! Așa cum v-a anunțat și colega mea de la ciclul preșcolar, domnișoara Sorina, în seara aceasta vom vorbi despre cină. O cină sănătoasă ne oferă, bineînțeles, un somn liniștit. Traista cu sănătate ne va arăta astăzi ce trebuie să mâncăm noi la cină. Dar pentru că știm noi că seara urmează și o poveste, Subțirel, Mijlocel și Voinicel vă invită să ascultați prima poveste din cartea noastră. Într-o zi, capra veni acasă cu 3 trestuțe și le zise iezilor: sunteți mari acum și vă puteți purta singuri de grijă. Iată, fiecare are traista lui. Și ce să punem în ea? Întrebă Subțirel. Tot ce aveți nevoie ca să fiți sănătoși, răspunse capra. Cea mai bună mâncare, spuse Voinicel. Apa curată, zise Mijlocel. Și jocuri, jocuri, multe jocuri, completă Subțirel. Apă curată, mâncare bună și multă joacă. Asta vă trebuie ca să fiți sănătoși, aprobă capra. Asta este traista cu sănătate. Dragi copii, haideți să vedem în seara aceasta ce este cina. Este, bineînțeles, masa aceea de seară care trebuie servită cu cel puțin o oră înainte de culcare, ba chiar și cu 2 ore înainte. Ce trebuie să conțină ea? Așa cum ați învățat și la celelalte ateliere, farfuria se poate împărți în 4 părți, mai ales că voi sunteți școlari, mă refer și la ciclul primar, voi deja ați învățat și fracțiile. Știți că un sfert, farfuria veselă, poate să conțină proteine. Proteine animale, o bucățică de cărniță, ba chiar și poate un ou. Vorbim și despre feculente, pâiniță, chifle, ba chiar și cartofior, orez sau fasole. Și nu uitați că jumătate din farfurie trebuie să conțină legume. Da, dragilor, 2 porții de legume. Uitați-vă mai jos, în farfuriuță, vedem o bucățică de carne, la grătar, că este mai bună, o porție de orez și 2 porții de fasole verde. Prânzul sau cina, pentru că data trecută ați vorbit despre prânz, trebuie să conțină, așa cum am spus, pâine sau alte feculente. Cartofi, orez, mămăligă, paste, la fiecare masă. Foarte bune, sănătoase toate. Carne, pește sau ouă, la una dintre mese. Legume, sub formă de ciorbă, de supă sau salată, la fiecare masă. Iar lactate, știm noi, de lapte, iaurt, brânzică, de orice fel, la una sau la 2 mese. Și nu uitați de cele 6 pahare de apă, dar nu foarte multă apă înainte de somn. Pe lângă aceste alimente din farfurie, bineînțeles că trebuie să aveți și un fruct, sub formă naturală, un fruct proaspăt, sau jumătate de cană de fructe conservate sau chiar compot. Așa cum vedeți aici, un măr delicios, iar porția voastră, dragi copii, trebuie să fie un măr de mărimea pumnului vostru, nu mai mare, sau o jumătate de compot, de cană de compot. Pentru că voi la școală faceți și matematică, observăm că trebuie să aveți într-o zi 6 porții de feculente. Carne și substitute, doar 2 porții. Pe când legume, 3 porții, dragilor, încercați să mâncați legume vers de un verde închis sau portocaliu, precum morcovul, spanacul verde închis. Vorbim și despre lactate, iaurt, lapte, un lăptit cald seară. Vorbim și despre dulciuri, dar nu exagerați cu ele. Știu că vă plac foarte mult.
dar doar 2 porții pe seară, pe zi, pardon. Știți voi ce conține traista cu sănătate? Eu vă provoc la joc, așa încât am să pun, după ce termin, linkul în chat și vă veți juca și voi singuri. Dar acum eu spun să facem împreună. Am vorbit despre cele 5 categorii. Dacă vorbim despre mere, pere, prune, cireșe, pepene, banane și multe altele, sigur, dragi copii, vorbim despre fructe. Dar pui, porc, vită, pește, ba chiar ouă sau nuci. Bineînțeles, vorbim despre carne și substitutele lor. Lapte, iaurt, brânză de vaci, bineînțeles, vorbim despre lactate. Dar cerealele, pâinea, cartofii, fasolea, orezul, pastele sau mămăliga, bineînțeles că ne referim la feculente, un cuvânt mai greuț pentru voi, dar să știți că asta înseamnă. Pe când roșii, castraveți, salată, broculi sau verdețuri, vorbim, dragilor, despre legume. Și acum haideți să vedem, să trimitem răspunsurile și un magician să ne spună dacă am rezolvat corect. Iată, dragilor, că totul a fost foarte, foarte bine. Cu siguranță ați învățat din traista cu sănătate ce înseamnă toate aceste lucruri conținute pe benzile din traistă. Cum măsurăm porțiile în farfurie? Așa cum am vorbit și la început. Un sfert cărniță, da? Vită, porc, pasăre, pește la grătar sau chiar substitute. Ou, brânză sau chiar tofu. O jumătate din farfurie, 2 porții de legume. Vorbim despre fasole verde, vinete, brocoli, conopidă, ciuperci, dragilor. Morcov și salată. Este foarte bun un sandwich făcut seara dintr-o bucățică de carne la grătar, o frunză de salată și mult și apă, ba chiar un păhăruț de lăptic. Iar un sfert din farfurie, vorbim despre cereale sau feculente. Acum, colega mea vă va trimite pe chat un link prin care voi puteți să scrieți ce legume ați mâncat voi astăzi. Dragilor, sper că nu ați uitat că în fiecare zi trebuie să mâncați 3 legume pe zi. Încercați, așa cum am spus, să aveți legume de un verde închis și portocaliu, dar asta nu înseamnă că pe celelalte trebuie să le uitați. 3 cuvinte magice se referă la echilibru, varietate și moderație. Mai ales seara, nu uitați că ne culcăm și trebuie să fim nu cu stomacelul foarte plin, nici gol, pentru că suntem mulțumiți doar dacă este atât cât trebuie. Nu trebuie să-i dăm organismului nostru mai mult decât ne cere. Dacă este prea plin, bineînțeles că am mâncat prea mult și ne doare burtica. Ba, avem și o stare de nervozitate. Dacă ne uităm în imagine, observăm mâncărica noastră din stomac, dragi copii. Precum un semafor, dacă este galben, vă este foame. Ați auzit voi, sigur, sunete mai ciudate. V-ați distrat la școală. Spuneați la pauza de la 10 că mi-e destul de foame. Abia aștept să fie pauză. Dacă ați mâncat, înseamnă că stomacelul vostru este ca la semafor, e verde. Ați mâncat destul. Și uitați-vă, în stomacel mai este loc, nu trebuie să-l umpleți până la refuz. Dacă este plin sau prea mult, deja stomacelul este prea încărcat, dragilor. Sigur ați auzit și despre superalimente. În comparație cu extraalimentele, cele care ne dau foarte multă energie, cred că seara ar trebui să ne axăm mai mult pe superalimente, acelea care conțin multe vitamine, minerale și care sunt mai sănătoase. Dacă începem să ne jucăm, haideți să vedem ce alegeri mai bune faceți, mai ales seara, dar asta în fiecare zi. Ce ați alege voi, dragilor, între pâine integrală, care conține tot bobul de grâu, sau gogoșile? Știu, sunt plăcute, sunt dulci,
Pune, mama, arome, pune și zahăr vanilat. Dar mai sănătoasă, dragilor, este pâinea integrală. Dacă ne referim și vrem să facem diferență între cartofii prăjiți, care, știu, sunt multe firme care ne oferă fel de fel de oferte. Dar, dragilor, într-adevăr, cartofii fierți sunt mai sănătoși. Dacă ne uităm și vrem să alegem, într-adevăr, o farfurie sănătoasă, amândouă conțin legume. Numai că ciorba de legume este mai sănătoasă, dragilor, în comparație cu maioneza, care este făcută cu ulei și uleiul acesta nu este foarte sănătos, mai ales în exces. Bineînțeles, și aici avem două sortimente, avem mere proaspete, dar avem și prăjitură cu mere. Ce credeți voi că este mai sănătos? Bineînțeles, fructul în starea lui naturală. Dar nu uitați să-l spălați înainte de a-l mânca și mai ales să vă spălați și pe mânuțe. Este foarte, foarte important, mai ales în aceste momente. Știu, amândouă sunt delicioase, atât iaurtul cât și înghețata, mai ales vara. Vrem cât mai multă înghețată, dar oare ea este mai bună, mai sănătoasă decât un iaurt natural? Înghețata, dragilor, conține și zahăr. Atunci, cred că cel mai bine ar fi să alegem un iaurt natural. Iar dacă ar trebui să alegem pește, să facă mama seara un pește, oare credeți că peștele prăjit este mai bun? Da, este mai delicios, dar mai sănătos este cel la grătar. După cum observă, dragi copii, am observat că am răspuns la toate. Aici nu am bifat, ciorba de legume este cea mai bună. Ați văzut, am obținut cel mai bun clasament, astfel încât, cu siguranță, data viitoare, veți ști ce să alegeți dintre aceste alimente. Se apropie încet ora 21. Educii vă invită la somn. Nu peste mult timp, da? Trebuie să ne culcăm. De ce? Pentru că somnul este la fel de important ca și respirația, ca și mâncarea. Chiar dacă pare exagerat de mult, dar totuși dormim o treime din viața noastră. Ce trebuie să facem noi seara? Să avem un ritual în fiecare seară și să le respectăm cu sfințenie. Trebuie să mâncăm cu cel puțin o oră înainte de ora de culcare. Dacă ne culcăm la ora 21, maxim la ora 20, așa cum arată ceasul meu, trebuie să mâncăm cina, să servim cina. Ce-ar fi mai bine oare? Să vă jucați pe un joc? Știu, în pauze vorbiți foarte mult despre un joc, mai ales băieții. Dar oare este sănătos pentru ceea ce veți parcurge toată noaptea? Oare nu vă bulversează și nu sunteți mai agitați? Cred că mai bine este să citiți sau să ascultați o poveste audio sau o muzică care să vă ducă pe tărâmul lui Moș Ene. Bineînțeles că nu trebuie să uităm de igiena de seară. Un duș călduț este foarte bun, care la fel vă invită la somn. Nu uitați nici dințișorii, care trebuie periați corect, așa cum v-a învățat și doamna doctor. Haideți să fim atenți ce oare ne spun ieduții de uscat, dar în apă de aiutat face spumă și clăbuc, mă gâdilă la năsuc. Oare vă gâdilă măscuța? Știu, nu este prea plăcut. Dar oare dacă face clăbuc și ne ajută la igienă, oare despre ce este vorba? Este tare la început, dar apoi sub apă, sub jetul de apă, este vorba despre săpun, dragii mei. Să vedem și celălalt ieduț, oare la ce ne duce? Aromată în culori, îi ține pe dințișori sănătoși și îngrijiți. Hai, copii! Acum zâmbiți! Dacă ați folosit pasta aceea frumoasă,
Poate să fie în culori sau poate să fie o pastă albă. Nu are importanță. Important este să vă spălați în fiecare seară pe dințișor, dragii mei. Iar seara, somnul, așa cum vă spuneam, este foarte important pentru că organismul nostru, al tuturor, secretă hormon de creștere. Voi sunteți micuți, trebuie să creșteți, dragii mei. Trebuie să vă relaxați prin somn. Deveniți mai puternici. Iar tot ceea ce învățați la școală, bineînțeles că memoria își are rolul ei. Seara tot ce memorați, tot ce învățați ziua la școală, seara se pune în casetuțele frumoase, în creierașul vostru. Și bineînțeles că vă reîncărcați bateriile. Așa vă mai spun eu, că sunteți un fel de Duracell. Așa încât eu zic să dormiți de la ora 21 până la 7 dimineața. Iar la școală să fiți foarte, foarte activi. Pentru că un copil care doarme bine este un copil care se simte bine în timpul zilei. Este plin de energie și voioșie. Uitați-vă copilul cum face gimnastică, pentru că este important să și facem mișcare. Mai puțin spre seară, dar în timpul zilei este foarte, foarte bine. Așa ne învață Traisa cu sănătate. Copilașul nostru, din imaginea a doua, ridică mânuța des la școală pentru că a dormit bine. Se simte relaxat și este foarte voios. Vrea să arate cât de bine a învățat el. Capra mamă vă dorește să umpleți Traisa cu sănătate, să faceți cele mai bune alegeri alimentare și să aveți un somn liniștit, dragi copii. Vă iubesc mult, vă aștept la școală mâine dimineață cu forțe proaspete. Eu zic ca ceea ce vedeți aici să distribuiți, să le spuneți și colegilor care nu au văzut acest clip și să ne revedem cu bine. O seară frumoasă! Bună seara din nou! Sper că v-au plăcut activitățile pregătite de doamnele profesoare și nu uitați să le distribuiți pentru a le afla și alți copii și a se bucura de aceste activități foarte frumoase. Vă aduc aminte că avem foarte multe activități și informații în cărțile noastre Traisa cu sănătate, suport educațional, iar pentru profesor, cele două ghiduri, pentru ciclu preșcolar și pentru ciclu primar, unde găsiți multe idei pentru activități frumoase, privind un stil de viață sănătos. Iată, vorbim la atelierul Traista cu sănătate despre un stil de viață sănătos. Îi invit acum pe părinți, pe bunici și pe profesori să discutăm un pic despre cât de sănătos este stilul de viață al copiilor. Iată că din studiile noastre, pentru că noi am făcut măsurători ceea ce privește greutatea și înălțimea și am calculat un indice numit indice de masă corporală sau indice de adipozitate la copii, am observat că lucrurile nu stau foarte bine și circa o treime din copii au exces de greutate. Mai mult, chiar acum, în februarie, ne-am uitat și puteți să vedeți în acest grafic la statusul nutrițional al copiilor care au răspuns la chestionarele noastre. Au răspuns foarte mulți copii, iată avem 1671 de copii cu vârste între 2 și 12 ani pe care noi i-am urmărit și vreau să vă arăt ce rezultate am obținut. Iată, jumătate din copii, aici cu culoare albastră, au o greutate sănătoasă, ceea ce este foarte bine pentru ei. Din păcate, jumătate din copii nu au o greutate sănătoasă. Iată, cu portocaliu vedem că 16% sunt prea grăsuți, prea voinicuți, iar 14% sunt deja grăsuți bine. Într-un procent de 30% din copii putem spune că aceștia au un exces de greutate. Pe de altă parte, 20% din copii, vedem cu galben,
au un deficit de greutate. Iată cât de important este să vorbim în cadrul atelierelor cu părinții pentru a găsi soluții, pentru ca toți copiii să aibă o greutate sănătoasă. Așa încât în următoarele momente veți auzi mai multe idei despre cum să învățați copiii să mănânce sănătos și la sfârșitul acestui atelier aștept întrebările voastre pentru a putea să vă ajut, pentru a putea să vă dau idei, poate foarte simple, dar utile, așa, pentru a le aplica în fiecare zi în ceea ce privește alimentația copiilor. Mai departe, legat de excesul ponderal, legat de copiii prea grăsuți, o invit pe doamna doctor Adela Chiriță Emandi, medic pediatru, conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, să vă vorbească despre câteva soluții pe care le-a descoperit. Mulțumesc, domnule profesor Mocanu, pentru că m-a invitat să vorbesc astăzi cu voi. Din păcate nu pot să fiu cu voi, dar vă transmit un mesaj. Și mă bucur pentru invitație. Știu că dacă sunteți aici, sunteți părinți și copii care doriți să aveți copii sănătoși. Și astăzi o să vorbim puțin despre cum formăm obiceiuri sănătoase la vârsta copilăriei. Și eu îmi doresc să avem în România copii sănătoși cu greutate normală. Sunt medic, pediatru și genetician în Timișoara și de mulți ani mă preocupă această sănătate a copiilor și vedem în pediatrie, în cabinetele medicilor de familie, copii cu părinți care vin și acuză modificări și oboseală la mers, la efort de urcat scări. Vin la spital cu probleme ale analizelor de sânge și astea sunt de obicei motive pentru care se prezintă copiii care au exces ponderal la medic. Dar excesul de greutate la vârsta copilăriei de multe ori este văzut ca un lucru trecător care nu are impact asupra sănătății. Dar cu siguranță la vârsta de adult, acest exces ponderal duce la probleme de sănătate câteodată grave. Și pe lângă problemele de sănătate sunt și aspecte psihologice care merită menționate. Ca medici, știm că tratamentul nu este de multe ori cel mai eficient și că mai bine e să faci prevenție. În general, pentru toate bolile, pentru toate tulburările, mai bine să previi decât să tratezi. E mai simplu și ar putea fi și mai ușor, dar nu este întotdeauna ușor să previi. Și pentru a preveni excesul de greutate, ne dorim o viață a copiilor care de foarte devreme să fie sănătoasă și cu obiceiuri bune. Copiii nu țin dietă, nu îi punem să țină dietă numai cu proteine sau supă de varză, ce mai țin adulții. Și acum sunt multe mode legate de diete. Dar copiii trebuie să aibă obiceiuri sănătoase care să le facă bine cât e viața de lungă. Și asta se formează foarte devreme. Și de aia noi la Timișoara, dar și alții în sănătate cu care colaborăm, ne-am propus să vorbim cu familiile care au preșcolari, să le oferim suport în a educa acești copii, toți copiii, să aibă obiceiuri sănătoase. Și, de exemplu, câteodată e dificil și să mergi la un cumpărături cu un copil. Toți părinții știu, sau aproape toți știu, care sunt obiceiurile bune și ce ar trebui să facă. Dar în practică lucrurile nu sunt întotdeauna așa de simple. Și de multe ori există o luptă de putere cu copiii în ce își doresc ei și ce ar fi bine să facă ei. Și asta se întinde la ce mănâncă, cum se mișcă, ce activități au, cât timp petrec în fața ecranelor, televizoarelor, telefoanelor și așa mai departe. Oferim ajutor și sfaturi în
în fața părinților pentru a-i ajuta să depășească aceste bariere. Adultul, părintele, obosește să spună în continuu, nu mai fă aia, nu mai fă, nu, 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 nu. Și atunci încercăm să învățăm cum să pună limite pozitive și cum să nu mai spună în continuu, nu, 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 nu dulciuri, nu, nu mâncare grasă, nu cumpărăm aia, nu cumpărăm aialaltă și mai există și plânsete în magazin care sunt neplăcute. Și lucruri din acestea practice pe care învățăm pe părinți. Lucrăm cu psiholog și cu nutriționist, că sunt cei care coordonează niște ședințe de grup, pentru ca niște cursuri, să zicem, dar sunt interactive cu părinții unor copii care au exces ponderal. Am început asta deja de 2 ani în Timișoara, dar odată cu pandemia ne extindem și în țară, pentru că am trecut la o variantă a programului, a cursurilor online. Și lucrăm cu nutriționist și psiholog care coordonează aceste ședințe. Proiectul își propune 10 ședințe săptămânale, timp de o oră jumate, în care părinții și cu coordonatorii noștri, nutriționist și psiholog, îi ajută să depășească aceste bariere și de la o săptămână la alta familia lucrează, după aceea vedem ce merge, ce nu merge. Nu toate lucrurile merg pentru toți copiii și de aia e foarte bine că apucă să vorbească, să experimenteze și să vadă împreună ce este cel mai bine de implementat pentru un anumit copil. Și să vă mai povestesc, aș vrea să poate să încep cu asta mai bine. Mi-am pus problema dacă în România excesul de greutate este sau nu o problemă. O vedeam în clinică, așa, la pacienți, și mi se părea că e o problemă, dar nu știam la nivel de țară cum stăm, pentru că nu erau date până nu de mult. Și chiar am colaborat cu doamna profesor Mocanu în a aduna date să vedem dacă este o problemă sau nu în România. Ce am văzut atunci, în 2016, într-o analiză, este că aproape unul din 4 copii au exces de greutate în România. Dar alea era atunci, în 2016, poate trebuie să facem asta din nou, dar cu siguranță faptul că acum trecem printr-un mod de viață care este diferit față de ce am trăit până acum, și este diferit într-un sens destul de prost pentru, cel puțin pentru activitatea fizică, pentru că ne sunt mult mai limitate mișcările și pur și simplu de a merge în oraș, de a fi liber să te plimbi cu bicicleta, să mergi la activități de grup. Acum au început să mai fie, dar timp de un an lucrurile au fost foarte limitate. Și asta e important și părerea mea, care nu pot să zic că este una argumentată, ci una personală, este că pentru mulți adulți și copii, așa, pur și simplu, anecdotic văzând în clinică, pacienți, este că au luat în greutate și unii destul de mult, pentru că stai în casă, mănânci și doar faptul că stai și nu mai ieși, nu mai consumă atâta energie, în plus și mai poate să fie și plictiseala, mâncatul de plictiseală, și asta există și la adulți și la copii. Și asta a dus, zic eu, la o creștere în greutate în ultima perioadă. Și de aia ne preocupă să avem grijă și să facem prevenție, în special în momentele astea în care practic e greu pentru toată lumea. Mi-aș dori foarte mult să fiu în țară și să pot prelua întrebări, dar cu siguranță mă puteți contacta pe numărul programului, pe pagina de Facebook, care se cheamă Programul More and Less, pentru că e coordonat de Suedia, se cheamă așa englezesc, dar programul e ținut și organizat de noi și coordonat de Paulina Novicca din Suedia. Ne mai puteți trimite mail dacă vă este mai bine sau pe telefon pur și simplu. Mi-ar place să aud care sunt grijile, care sunt întrebările și mai ales cu ce putem noi ca medici să ajutăm părinții.
Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mai bine! Are copilul meu preșcolar o greutate sănătoasă? Aceasta este o întrebare pe care cu siguranță ne-am adresat-o cel puțin odată. Dar ce înseamnă exces de greutate la vârsta de 2-6 ani? Pentru un copil în vârstă de 2 ani ar putea fi definit ca mai mult de 15 kg, iar pentru 4 ani 21 de kg ar putea fi deja prea mult. Tabelul prezintă mai explicit estimările greutăților maxime admise pe vârste. Atenție însă! Calcularea indexului de masă corporală depinde de înălțime, greutate și gen. Pentru o încadrare precisă, contactați pediatrul sau medicul de familie. De ce are copilul meu o greutate mai mare? Motivele pentru care copiii au o greutate mai mare sunt diverse. Indiferent de cauza excesului ponderal, cei mai mulți părinți știu ce este de făcut, dar recomandările sunt greu de pus în practică. Pentru a ajuta copiii să dezvolte o greutate sănătoasă, este important să începem devreme, mai ales datorită efectelor negative care pot apărea. În copilărie, obosește repede la efort, răcește des sau i se pot deforma membrele inferioare. Iar mai târziu, în adolescență sau la maturitate, excesul ponderal poate duce la scăderea stimei de sine, hipertensiune arterială, tulburări hormonale sau chiar la diabet saharat. Ce este de făcut? Noi vă putem ajuta prin programul gratuit More and Less, adresat familiilor cu copii cu vârsta între 2 și 6 ani care prezintă exces ponderal. Programul nostru oferă cursuri pentru părinți și bunici, împreună cu nutriționist și psiholog, pentru a te ajuta să încurajezi un comportament nou, să stabilești limite sănătoase fără să spui numai nu, să înțelegi etichetele alimentelor, să eviți luptele pentru putere cu copilul tău, pe scurt, să îl ajuți să crească sănătos. Iată ce au spus câțiva dintre părinții care au participat deja. Alăturați-vă programului gratuit adresat părinților din județul Timiș cu copii între 2 și 6 ani cu exces ponderal. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 304 146 sau pe pagina web stop.umft.ro. Echipa noastră este formată din profesioniști ai Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara și este coordonată de doctora de la Chiriță Emandi. Dacă nu aveți posibilitatea să participați, nu sunteți din județul Timiș sau aveți un copil mai mare de 7 ani cu exces ponderal, adresați-vă medicului de familie sau medicului pediatru. Bună seara! Numele meu este Ioana Andreea Câmpanu, sunt nutriționist dietetician și mă bucur să vă regăsesc la ultimul atelier Traista cu Sănătate din această serie. În acest context vom vorbi puțin despre cină și despre digestia alimentelor. Care este totuși traseul pe care îl urmează alimentele și care este rolul digestiei? Digestia reprezintă un ansamblu de procese mecanice și biochimice prin care alimentele sunt transformate în substanțe nutritive, gata de a fi absorbite de către organismul nostru. Durata digestiei depinde de natura alimentului și, în general, durează între 30 și 40 de ore. Digestia începe în cavitatea bucală, unde alimentele sunt triturate mecanic și impregnate cu salivă, care va ajuta bolul alimentar să meargă spre esofag. Din esofag, alimentele ajung în stomac, unde se întâlnesc cu sucul gastric, care este bogat în acid clorhidric. Acest acid clorhidric are rolul de a desface moleculele de proteine, de a distruge germenii infecțioși și de a extrage vitaminele și mineralele din bolul alimentar.
De asemenea, hrana parțial digerată va fi distribuită spre intestinul subțire, adică la nivelul duodenului, unde vor fi absorbiți nutrienții cei mai importanți. De asemenea, tot la acest nivel se va face conversia aciditate către neutralizare cu ajutorul bilei, produsă de ficat, și cu ajutorul amilazei pancreatice. De asemenea, trebuie precizat faptul că aproximativ 95% din alimente vor fi absorbite la nivelul intestinului subțire, adică la nivelul duodenului, jejunului și ileonului, iar mai apoi alimentele merg spre intestinul gros, unde apa va fi absorbită și unde fibrele nedigerate vor fermenta. Eliminarea materiilor fecale se va realiza prin calea rectului și a orificiului anal. Trebuie să ținem cont foarte important de timpul de digestie al alimentelor. Probabil cu toții ați auzit că ultima masă, adică cina, trebuie consumată înainte de ora 18. Acesta este totuși un mit, însă în spatele acestui mit stă tocmai timpul de digestie al alimentelor, făcând referire la timpul petrecut de alimente până la ieșirea din stomac. Astfel, dacă ultima masă va avea loc la ora 19:30, să spunem, va trebui să ținem totuși cont de acest timp al alimentelor, care arată în felul următor. Apa va părăsi foarte rapid stomacul și se va absorbi la nivelul intestinelor. De asemenea, sucul de fructe în 20 de minute, citricele 30 de minute, iar legumele fierte 40 de minute. Când vorbim despre carne, trebuie să precizez faptul că carnea de pui se va digera în 2-3 ore, carnea de vită în 4 ore, iar carnea de porc 5-6 ore. Astfel, dacă la masa de seară vom dori să consumăm carne de porc, va trebui să adaptăm timpul mesei și să o programăm puțin mai devreme pentru a avea timp ca alimentele să se digere. Vom avea și un exemplu de două mese. În primul exemplu avem un mușchiuleț de porc la cuptor cu cartof la cuptor și morcov, iar în al doilea exemplu avem o bucată de somon cu legume, care sunt gătite la cuptor, și lămâie. Care credeți că are timpul de digestie mai mare? Carnea de porc sau somonul? Trebuie să precizez faptul că pentru prima imagine timpul de digestie este de aproximativ 5 ore, iar pentru a doua este de aproximativ o oră. De asemenea, este foarte important să consumăm conștient alimentele și asumat, și să ne bucurăm de fiecare masă și de savoarea alimentelor. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă las în continuare cu colega mea, nutriționist dietetician Diana Grădinaru Ionela. Mulțumesc! Scuze! Bună seara! Numele meu este Diana Grădinaru și în seara asta am venit cu o temă, alimente recomandate pentru cină. Știm că cina este masa de seară și vă amintiți proverbul acela vechi care spune că cina să o dai altor prieteni sau dușmanilor? De fapt, ce vrea să spun acest proverb nu este să ne lipsim de masa de seară, ci este o recomandare de a mânca o masă mai ușoară. Aici avem un meniu pe întreaga zi, dar avem și cina precizată. Și la cină, după cum s-a precizat și până acum, și s-a recomandat în continuare același lucru. Preferăm alimentele care se digeră ușor, da? Cele precizate de Ioana, care au un timp de digestie mai mic, care ne oferă sațietate. Preferăm o bucățică de
carne de pește care se digeră mai ușor și pentru că se digeră mai ușor, noi o să dormim mai liniștiți. Da? În momentul în care mâncăm o bucățică de carne de porc, care se digeră mai greu, ați văzut și voi, dormim un pic, nu ne odihnim atât de bine. Și aici avem exemplu de meniu. Aici avem chiar și poze, da? Cu idei de meniu care arată, care sunt ușor de mâncat, ușor de preparat și sunt ușoare de digerat. Pește cu o salată, o salată cu brânză, pește cu mazăre. Și mai departe aici avem matematica alimentelor. Știți, am mai precizat noi despre acest joc. Și pentru că am ajuns la cină și avem, știm tot ce am mâncat în această zi, putem, acum că am învățat prin aceste ateliere, am făcut și micul dejun și prânzul și suntem la cină, am învățat ce alimente încap într-o traistă cu sănătate, știm despre fiecare categorie de alimente, știm cum care este numărul de porții și știm și cum arată porțiile. Și acum putem chiar să calculăm și să vedem ce am făcut în fiecare zi și dacă ne-am atins obiectivul de a avea 6 porții de feculente, 3 porții de legume, 2 porții de fructe, 3 porții de lactate și derivate de lapte, 2 porții de carne și substituente și o porție de dulciuri. Da? Deci putem face matematica asta și putem să facem așa, putem să în familie, fiecare calculează pentru el, că știe fiecare ce a mâncat și vedem cine și-a atins mai aproape obiectivul. Mai avem aici o fișă care se găsește în cartea Traista cu Sănătate, pe care o găsiți și pe site-ul Traista cu Sănătate. Și este un joc care ne face pe noi să facem o competiție cu noi înșine. Pentru că trebuie să ne autodepășim în fiecare zi. Noi avem aici două fișe și avem niște punctaje pentru diferite reușite pe care le avem. Avem aici punctele câștigătoare, da, care se adaugă cu plus, și punctele de penalizare, când mai scăpăm de fapt 2 porții de dulciuri, da, nu o singură porție de dulciuri, mâncăm 2 porții sau în loc să mâncăm 30 de grame de chipsuri, mâncăm o pungă întreagă de chipsuri. Alea sunt puncte de penalizare și se scad din alea câștigătoare. Și facem, pentru că nu, am ajuns la cină, știm ce am mâncat toată ziua, ne calculăm punctele câștigătoare și punctele de penalizare și vedem la ce scor am ajuns și scorul final. Da. Și în fiecare zi încercăm să ne autodepășim și să avem cât mai multe puncte câștigătoare. Putem face competiție cu noi înșine sau putem să facem o mică competiție în familie, să vedem care dintre mama, tata și noi copiii reușește cel mai bine să aibă punctajul maxim, da? Și ca mesaj de final, încheierea acestor 3 ateliere care au fost minunate și au avut atât de multe informații pentru voi, atât pentru copii cât și pentru părinți, vreau să plecați cu ideea că acum știm ce conține traista cu aliment, traista cu sănătate, da? Fiecare nivel știm și știm și cum arată porțiile, să vă amintiți de ele, să folosiți în continuare aceste calcule și aceste număr de porții și să nu uitați să mâncați cu mare plăcere alimentele. Spre final, ca și încheiere, vreau să precizez să nu pierdeți bucuria de a lua masa în familie. Cina este una din mesele principale în care toată lumea se adună acasă și poate nu neapărat reușim la cină să stăm 10 minute să povestim, dar după cină, la un ceai de relaxare, putem să povestim împreună cu familia și să ne unim și să aducem gândurile pozitive de la ziua respectivă, ca masa să-și aseze pe un teren fericit în stomacel. Mulțumesc frumos! În continuare va urma colega mea, Cristiana Manolache, cu o altă temă.
Bună seara, mă numesc Manolache Cristiana, iar în această seară voi vorbi despre rutina de seară. Pentru a ne menține sănătatea, este important să avem o rutină zilnică. Însă ce înțelegem prin rutină zilnică? Rutina reprezintă un set de activități neschimbate pe care le facem în fiecare zi în mod mecanic. Printre aceste activități avem trezitul de dimineață, spălatul pe dinți, spălatul pe mâini, micul dejun, mersul la grădiniță sau la școală, prânzul, cât și cina. De ce este important să ne formăm o rutină zilnică? Rutina ne oferă ordine, ne ajută să gestionăm mai bine timpul și este de asemenea importantă pentru formarea unor obiceiuri, cât și pentru dezvoltarea autodisciplinei. Toate acestea conduc așadar la starea de bine. Acum vreau să vă vorbesc despre două obiceiuri pe care cu toții le deprindem încă din perioada copilăriei și care sunt foarte importante, mai ales în această perioadă, când păstrarea igienei este esențială. Printre măsurile de precauție pe care le-am adoptat în tot acest timp se numără și spălatul mâinilor. Metodă foarte importantă pentru a ne păstra sănătatea prin evitarea contactului cu unele bacterii și viruși. Când ne spălăm pe mâini? Înainte și după fiecare masă, după atingerea suprafețelor din afara casei, după contactul cu animalele, după ce ne suflăm nasul și strănutăm. Nu este important doar când ne spălăm pe mâini, ci și cum ne spălăm. Așadar, vreau vă arăt pașii pe care trebuie să-i urmăm. Ne umezim mâinile, masăm suprafața cu săpun timp de 20 de secunde, ne clătim bine mâinile și ne uscăm cu un prosop curat sau cu un prosop de unică folosință. Un alt obicei ce ține de rutina de seară este și spălatul pe dinți. Spălatul pe dinți este foarte important pentru a ne menține dinții frumoși și sănătoși și mai ales pentru evitarea apariției carie dentare. Cum apare caria dentară? Pe suprafața dinților se găsesc mai multe bacterii ce se hrănesc cu resturile de alimente, de pe dinți sau de între dinți. Apare așadar demineralizarea osoasă și așadar apare caria. De aceea este foarte important să ne spălăm zilnic pe dinți. Acum vreau să vă prezint câteva reguli ce pot fi urmate pentru a avea dinți sănătoși. Pereajul dinților trebuie să se facă de două ori pe zi, dimineața și seara, și trebuie să dureze cel puțin 2 minute. Trebuie limitate alimentele cu zahăr. Periuța de dinți trebuie schimbată când începe să se uzeze. Este de preferat utilizarea unei paste de dinți cu flori, deoarece florul este o substanță ce ajută la prevenirea apariției carilor. Iar pe lângă aceste metode de prevenție, este recomandată și vizita la stomatolog cel puțin o dată pe an. Așadar, astăzi am abordat două obiceiuri foarte importante ce ne ajută la păstrarea sănătății. Eu vă mulțumesc, iar acum va urma colega mea, Alexandra Pompaș. Bună seara, numele meu este Alexandra Pompaș, sunt nutriționist dietetician și în următoarele minute o să vorbim despre ultima, dar și prima parte a zilei, adică despre somn și cât este de important acesta pentru creșterea și dezvoltarea sănătoasă a copilului. Ce este somnul? Practic, somnul este o stare fiziologică, temporară, pentru că durează o parte a zilei și periodică, se întâmplă în fiecare zi, care este esențială vieții. De asemenea, somnul este foarte important pentru creșterea și dezvoltarea copilului. Este la fel de important ca și alimentația echilibrată și mișcarea. Toate acestea făcând parte din rutina zilnică sănătoasă. O rutină zilnică sănătoasă și în special aceasta a somnului oferă și stabilitate și structură vieții copilului, dar și părinților. Care sunt beneficiile somnului? Practic, somnul a fost considerat mult timp o stare pasivă. Însă, în momentul actual, este deja cunoscut faptul că
Somnul are de asemenea o componentă activă, mai ales în ceea ce privește activitatea creierului. Practic, ce se întâmplă în timpul somnului și care sunt avantajele acestuia pentru copil? În primul rând, în timpul somnului se secretă hormonii de creștere. Probabil cu toții am auzit de la părinți sau bunici faptul că ne-au spus uneori, dormi ca să crești mare. Ei bine, acest lucru nu este un mit, este un adevăr demonstrat științific. De asemenea, în timpul somnului, anumite funcții încetinesc. Aceste funcții încetinesc tocmai pentru a asigura o relaxare atât a musculaturii, cât și a celorlalte funcții vitale. De asemenea, un rol foarte important este acela în ceea ce privește sistemul imunitar, iar în contextul actual ar fi foarte important să știm acest lucru. Este demonstrat faptul că privarea de somn și lipsa somnului este asociată frecvent cu o creștere a infecțiilor, tocmai de aceea este recomandat să respectăm programul și rutina zilnică a somnului, recomandat în funcție de fiecare etapă a vârstei. De asemenea, este foarte important de știut faptul că somnul are un rol foarte important în reglarea memoriei, a stărilor emoționale și comportamentale. Și nu în ultimul rând, în timpul somnului, copiii visează. Practic, visul este o succesiune de imagini, de emoții și de comportamente care îi fac fericiți și voioși. Acum că știm care sunt avantajele și beneficiile somnului pentru creșterea sănătoasă a copilului, să vedem exact și cât este recomandat să doarmă un copil pe zi. Ei bine, la fel ca și alimentația, somnul copilului și durata acestuia depinde și este diferită în funcție de vârstă. Dacă un adult este recomandat să doarmă cam o treime dintr-o zi, ei bine, la un copil, această durată poate fi de la jumătate de zi și scade progresiv în funcție de vârstă. Spre exemplu, un copil care are între 5 și 7 ani ar fi recomandat să doarmă undeva la 11 ore pe zi, în timp ce un copil care are undeva între 8 și 10 ani e bine să doarmă 10 ore pe zi. Iar la final, acum că știm și câte ore trebuie să dormim pe zi în funcție de vârstă, venim în ajutorul dumneavoastră cu un instrument care se numește jurnalul alimentar, jurnalul somnului. Este un instrument pe care îl găsiți în cartea Traista cu sănătate. Este practic un tabel în care împreună cu restul familiei, copiii și părinți, vă puteți nota în funcție de timp de zilele săptămânii, ora la care vă culcați și ora la care vă treziți și astfel veți descoperi câte ore pe zi dormiți. Acest exercițiu este recomandat să-l realizați o timp de o săptămână și astfel veți ști dacă dormiți suficient pentru a crește sănătoși. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și o să-i dau în continuare cuvântul doamnei dr. Veronica Mocanu. Mulțumesc frumos! Ne-am reîntors în atelier și mulțumesc foarte mult invitațiilor. Mulțumesc doamnelor profesoare de ciclu primar și ciclu preșcolar pentru frumoasele activități. Mulțumesc doamnei doctor de la Timișoara care ne-a informat despre programul STOP, o serie de 10 cursuri gratuite pentru părinți și bunici pentru a învăța pe copii cum să mănânce sănătos, la care vă invităm. Și bineînțeles, mulțumesc colegilor mele care sunt nutriționiști, dieteticieni și care v-au adus atât de multe informații interesante. Pentru că mai înainte Alexandra ne spunea despre durata somnului și cât de important este ca să respectăm o anumită durata a somnului, eu vă voi prezenta câteva date care le-am cules din chestionarul completat de voi. Iată, mai mulți copii, peste 2000 de copii au completat acest chestionar și vedem că au fost copii de diferite vârste, chiar aș spune că mai mulți copii sunt cei de la clasa pregătitoare și de la ciclul primar clasa a treia.
Și la întrebarea la ce oră mergi la culcare de obicei, iată că peste jumătate au spus că ora obișnuită de culcare este ora 22. Apoi, 25% dintre copii au ales ora 21, apoi, iată, un procent de 15% ora 23. Sigur, sunt copii de diferite vârste, totuși remarcăm că majoritatea sunt copii în intervalul 3-7 ani care au ales ora 22. Oare este bine? Pentru că vine întrebarea câte ore ar trebui să dorm pe zi pentru a crește și a fi sănătos, adresată copiilor. Și aici, iată, surprinzător, aș zice eu, este că acești copii, m-am spus de obicei, cu vârste sub 9 ani, au ales 8 ore. Bineînțeles, au fost ajutați de părinți, bănuiesc, pentru a completa acest chestionar. 8 ore sunt suficiente pentru un copil în acest interval de vârstă între 2 și 10 ani pentru a crește și a fi sănătos? Cu verde, 26% dintre copii au ales 10 ore. 11 ore mult mai puțin, de altfel și copiii foarte mici au fost mai puțini. Ei bine, așa cum a precizat și Alexandra mai înainte, pentru copiii cu vârste între 5 și 7 ani este nevoie de 11 ore de somn pe noapte, iar pentru cei cu vârste între 8 și 10 ani este nevoie de 10 ore de somn pe noapte. Asta vroiam să vă arăt și în acest grafic, că majoritatea copiilor au ales 8 ore, ceea ce nu este suficient. Nu este suficient și acest lucru se vede și din răspunsurile copiilor în funcție de vârstă, la ce oră se scoală dimineața și vedem că majoritatea copiilor se scoală la ora 7 dimineața, sigur, pentru a merge la școală, iar atunci când i-am întrebat la ce oră se culcă, iată, majoritatea se culcă la ora 22. Vreau să vă spun că între ora 22 și ora 7, da, nu avem timpul suficient recomandat pentru acești copii. Ar trebui să se culce măcar la ora 9 pentru a avea cele 10 ore de somn. Da? Deci măcar la ora 9 copiii trebuie să se culce cel puțin pentru acest interval de vârstă. De aceea, referindu-ne la acest interval, la acest moment al mersului la culcare, sigur că ne întrebăm la ce oră va fi luată și cina. Cei mai mulți copii iau această masă de seară, iată, foarte bine, găsim peste 85%, iau în fiecare seară și iarăși mai mult de 3 ori pe săptămână, un procent mare de copii. Așa cum vă spuneam, câteva idei au fost sugerate în aceste chestionare și una dintre idei este aceea de a avea un orar al meselor, tocmai pentru a avea o distanță de ora de culcare, pentru a ne permite rutina de seară, deci trebuie foarte important pentru părinți să stabilească un program al meselor și un program al timpului de culcare. De asemenea, trebuie să urmărim această componență a cinei, să existe un meniu ușor și care să permită copilului să doarmă bine. Repetăm același lucru cu care am început atelierele. Copiii trebuie să aibă un orar al meselor. Acest orar al meselor este legat de funcționarea optimă a organismului în timpul zilei. Este important să avem ultima masă în perioada de lumină, de preferință, și este, așa cum ați văzut, important să consume acele alimente care se digeră mai ușor. Iată
o propunere, o recomandare pentru copiii participanți la acest program, copii cu vârste mai ales între 5 și 10 ani, care ar putea să respecte și programul de școală și să respecte, așa cum am văzut, și ritmurile corpului. Astfel, propunerea este să ia micul dejun la ora 7:30, gustarea de dimineață la ora 10, prânzul la ora 12:30, o gustare de după amiază la ora 15, iar cina la ora 17:30. Astfel, va avea destul timp ca până la ora 20 să se pregătească pentru culcare. Așa cum ați văzut, aceste informații le puteți găsi în cărțile noastre, cărți care au fost postate și pe site-ul Traista cu Sănătate. Sunt în forma pilot 3 capitole și în curând va apărea la editura Meridiane și pachetul complet cu 8 capitole ale cărții. Am ajuns la sfârșitul atelierelor noastre. Noi sperăm că informațiile noastre au fost utile, că ați înțeles cât de important este să respectați orarul meselor, să stabiliți orarul meselor, că este responsabilitatea părinților să stabilească orarul meselor și că este responsabilitatea copilului să mănânce doar atât cât are nevoie. Este responsabilitatea părinților să cumpere alimente sănătoase, să pregătească mese sănătoase, gătite în casă, de preferință, și este responsabilitatea copilului să mănânce ce îi place, ce dorește. Nu putem să forțăm copilul să mănânce alimente care nu îi plac. Tocmai de aceea, o întrebare care revine mereu este cum învățăm copiii să mănânce legume. Așa cum am văzut, sunt foarte importante alimentele care conțin sau preparatele din alimente vegetale, cum ar fi ciorbele, supele, tocănițele, pe care le putem pregăti atât la masa de prânz cât și la masa de seară. Sigur, într-o tocăniță sunt atât de multe legume, mai punem și cartofi sau facem orez cu legume sau paste cu legume. Sunt atât de multe varietăți de alimente pe care le putem oferi copiilor seara. Dacă este vorba însă să învățăm copiii cu un aliment nou, nu este recomandat pentru masa de seară, ci este cel mai bine să-l obișnuim cu o legumă nouă în partea de dimineață sau la prânz. Iată că am răspuns și la o întrebare care am primit-o în această seară. Dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți și vom răspunde la ele. Am ajuns la sfârșitul atelierelor noastre. Sunt multe informații pe care noi le-am adunat în aceste ateliere. Vă rog să distribuiți aceste informații și cunoscuților dumneavoastră, să le folosească atât copiii cât și părinții și profesorii, pot fi folosite și ca material didactic la ore, dar și pentru educație în familie. Acele joculețe vor fi postate pe chat și copiii se pot distra și pot învăța totodată. Mulțumesc foarte mult! Vă mai așteptăm și la alte ateliere. Seară plăcută!